Cine este pentru? Votarea bugetului în ansamblu. În ansamblu, sigur că da. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pentru. Abține? Abține? Două abține. Domnul Toma și domnul Zinchiu. Vă mulțumesc frumos. Ședință destul de pașnică față de alte ședințe unde au fost mai multe divergențe, dar consilierii în marea lor majoritate ați văzut că au votat. Deci din 12 prezenți, 10 voturi au fost pentru votarea bugetului și au dat seama că un buget local reprezintă mult pentru populație. Avem multe proiecte aici. Avem, spre exemplu, cât de curând o să vină aprobările de la București pentru repartizarea loturilor de locuințe pentru tineri. Din câte știu eu, avem vreo 65 de parcele pentru tinerii din Dumbrăvița, un spital sau, mai bine zis, ar fi un cabinet, adică o clădire unde se cuprinde mai multe cabinete medicale, un bazin de înot special lângă sala polivalentă și un centru spa în spatele lacului. Sunt determinat o serie de străzi de finalizat. Vor intra în lucru multe străzi anul ăsta pe diferite proiecte câștigate și cel mai important într-un an, maxim un an și jumătate, cred că vom avea apă suficientă, potabilă, de înaltă calitate, cu stația de durizare care s-a construit aici tot pe bani europeni.